Bună ziua! Mulțumim celor care urmăresc această sesiune live. Astăzi, împreună cu prorectorul USMF, șefa Departamentului Obstetrică și Ginecologie, profesorul universitar Olga Cernețchi, vom discuta și răspunde la toate întrebările legate de vaccinarea împotriva COVID-19, fertilitate și alăptarea sugarilor. Vă îndemnăm să puneți cât mai multe întrebări pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății. Vom răspunde la toate la finalul sesiunii. Bună ziua, doamna Cernețchi! Bună ziua! În primul rând vreau să vă întreb dacă vaccinarea împotriva COVID-19 poate avea efecte adverse asupra fertilității? Bună ziua tuturor celor care ne văd și ne ascultă. De la bun început aș vrea să menționez următoarele, că de rând cu noțiunea de pandemie, care este bine cunoscută în societate, a mai apărut o noțiune nouă care se numește infodemie, adică în legătură cu pandemia apare și este plasată în spațiu public o mulțime de informații care se schimbă de la un timp la altul, ceea ce a fost relevant și important poate o lună în urmă. Acum fie este confirmat, fie este infirmat. De ce astăzi ne vom strădui să vorbim pe realizările și studiile științifice de ultimă oră care au fost deja publicate. Până trece nemijlocit la subiect, aș vrea încă o dată să amintesc tuturor ascultătorilor ce înseamnă noțiunea de fertilitate, pentru că lucrul acesta este foarte important. Fertilitatea, în primul rând, este capacitatea unui cuplu de a concepe o sarcină. Dar nu este mai puțin important și faptul că fertilitatea include și noțiunea de a aduce această sarcină până la bun sfârșit. Adică nu este suficient de a concepe sarcina, dar trebuie ca această sarcină să se soldeze cu o naștere, cu un copil sănătos. Cu regret, datele literaturii și practicii demonstrează că sarcina poate fi întreruptă din anumite motive. Am în vedere să se întrerupe sinistătător prin avorturi spontane diverse cauze. Și aici, desigur, că apare și întrebarea cum acționează însăși virusul COVID sau virusul SARS-CoV-2 asupra fertilității și o altă întrebare este cum acționează vaccinul. Virusul COVID-19 este periculos pentru o eventuală sarcină? Deja sunt anumite studii, drept că nu sunt studii efectuate la distanță, ceea ce noi ca specialiști le dăm o doză mare de credibilitate studiilor care sunt realizate în trialuri mari și sunt realizate la distanță. Nu sunt studii suficient de mari care ar demonstra acțiunea negativă a virusului, dar după analogie, fiind un virus, am putea presupune că acționează negativ asupra fertilității în anumite momente. Așa exemple avem cu alți virus, cum ar fi, să zicem, virusul herpes, virusul hepatitei B și C, care indirect acționează asupra ficatului, unde are loc metabolizarea principalelor hormoni sexuali. Pe de altă parte, să zicem, virusul gripei sezoniere, care apare în fiecare an, nu are acțiune nocivă asupra fertilității, deși poate provoca diferite procese infecțioase care acționează negativ asupra sarcinii și asupra fătului. Deja sunt studii care demonstrează că este o frecvență mai înaltă la femeile care au suportat COVID-ul de avorturi spontane, sau adică întreruperi de sarcină în trimestrele mai precoce și de naștere premature. Pe de altă parte, sunt și studii care demonstrează că nașterile premature sunt legate în primul rând cu necesitatea de a finaliza sarcina în urma depresiei respiratorii și complicațiilor respiratorii la gravidă și este o situație care este indusă, care necesită de a finaliza această sarcină. Adică cu certitudine că acest virus
este un virus complicat, acționează negativ asupra organismului feminin, asupra organelor de reproducere și din aceste motive femeia care dorește să devină însărcinată sau este deja însărcinată trebuie să fie foarte precaută și să administreze toate măsurile care sunt posibile pentru a preveni dezvoltarea acestei boli. Iar acum, dacă trecem nemijlocit la subiectul vaccinării și fertilității, atunci aici trebuie să vedem mai multe poziții. Pozițiile organismelor internaționale în domeniu, care se ocupă de cercetarea acestui factor, în al doilea rând, de poziția producătorilor de vaccinuri, pentru că au și ei anumite păreri în legătură cu aceasta, și, desigur, poziția care este acum anunțată în ultimul timp de organele de resort, de Ministerele Sănătății din mai multe țări ale lumii. Cu referire la organismele internaționale, Organizația Mondială de Obstetrică și Ginecologie chiar recent a publicat o informație despre faptul că vaccinurile, toate tipurile de vaccin, nu influențează negativ atât fertilitatea cât și evoluția sarcinii, dar menționează că în același timp nu sunt suficiente studii care ar demonstra acest lucru și este o necesitate acută de a continua studiile în acest domeniu. Datele unui comunicat a organizației CDC, Control a Maladiilor, vorbește următoarele. În primul rând, decizia de a se vaccina la oricare femeie este o decizie proprie femeii, inclusiv celei însărcinate, adică fiecare își administrează viața în conformitate cu studiile pe care le are, cu cerințele pe care le are și cu necesitățile pe care le are. În al doilea rând, menționează de asemenea că vaccinurile care sunt în timpul de față nu influențează negativ atât fertilitatea cât și evoluția sarcinii, adică sunt în concordanță cu datele Organizației Mondiale de Obstetrică și Ginecologie. În al treilea rând, foarte important, că înainte de a administra vaccinul, nu este necesar ca femeile de vârstă reproductivă să facă un test de rutină la sarcină și, respectiv, dacă sarcina este în curs de planificare, să zicem, într-un cuplu, acesta nu este un motiv de a amâna vaccinarea, ba invers, ar fi foarte bine ca ambii soți să se protejeze în acest domeniu. Pentru a preveni o infectare, da, și pentru a preveni careva complicații. Mai este încă o poziție a Ministerilor Sănătății mai multor țări, aici aș vrea totuși să le menționez. De exemplu, Ministerul Sănătății din Israel vede în femeile însărcinate o prioritate în ceea ce privește vaccinarea. Femeile sunt însărcinate, sunt prioritate pentru țară în vaccinare. Austria. Ministerul Sănătății din Austria nu consideră necesar sau obligatoriu vaccinarea tuturor femeilor însărcinate, în același timp consideră o prioritate vaccinarea partenerilor și soților. Alte țări, cum ar fi Franța, Germania, aceasta este informație de ultimă oră și este publicată, Franța, Germania, Japonia, deocamdată sunt mai reticenți în ce privește obligativitatea vaccinării tuturor femeilor însărcinate. Am mai vorbit că este și poziția producătorilor de vaccinuri, care în instrucțiunile sale segmentul femeilor însărcinate și a celor care alăptează, fiind un segment foarte, foarte sensibil, acesta este un grup foarte, foarte sensibil, desigur că fiecare din producători în instrucțiuni face referință la acest grup de femei, aceasta este responsabilitatea producătorilor și toți producătorii de vaccinuri care sunt în timpul de față recunoscute și sunt agreate pentru vaccinare, toți indică la contraindicații pentru vaccinare în timpul
în timpul sarcinii, în timpul alăptării și vorbesc și despre faptul că acest vaccin nu influențează fertilitatea. Am înțeles. Dar de unde a apărut acest mit? Că vaccinarea ar influența cumva negativ asupra fertilității? Acest mit este pornit tot așa din spațiu științific, aș zice, din spațiu academic. Din câte cunosc eu, un specialist german în domeniul sănătății reproductive a lansat o ipoteză care în scurt timp a luat amploare, dar nu este dovedită și chiar datele sunt contradictorii despre faptul că vaccinul ar conține o proteină, proteină așa numită spike, care este similară după structură cu proteina care se găsește în țesutul placentar. Și atunci când se administrează acest vaccin, se presupune că el nu va recunoaște această proteină din țesutul placentar și adică va avea un efect nociv asupra acestui țesut, prin aceasta ar compromite sarcina și sarcina s-ar putea întrerupe. În primul rând, acestea sunt două proteine după structură absolut diferite, lucrul acesta este deja dovedit. Și nu este nicio premiză ca vaccinul sau vaccinele care sunt administrate să acționeze nefast asupra acestei proteine. Dar a fost o astfel de presupunere, nu a luat prea mare amploare în spațiul științific, savanții cunosc acest lucru și deci în ultimul timp chiar nici nu prea se aude despre aceasta, cu toate că vorbesc de infodemie. Informația în spațiu public undeva a rămas și sunt, pentru unele persoane, desigur că sunt motive de îngrijorare în acest sens. O altă ipoteză care circulă în spațiul public este că persoanele care își propun să devină părinți și în același timp s-au vaccinat împotriva COVID-19 ar trebui cumva să amâne acest moment pentru o perioadă. Ce părere aveți despre asta? Care doresc să devină părinți. Da, care planifică un copil și în același timp s-au vaccinat împotriva COVID-19, nu, dar amână cumva, deja amână cumva acest moment. Am vorbit și anterior despre acesta, care sunt recomandările organismelor internaționale, că dacă sarcina este în curs de planificare, la ambii soți, nu este niciun motiv pentru a amâna și dacă ea survine, este o binecuvântare pentru această familie, pentru acești soți și nici într-un caz această sarcină nu trebuie întreruptă. Mai exact, nu sunt motive de îngrijorare. Nu sunt motive de îngrijorare. Da. Este permisă vaccinarea împotriva COVID-19 pentru mamele care alăptează? Ce spun studiile? Studiile spun faptul că mamele care alăptează sunt pasibile pentru vaccinare, adică pe perioada alăptării sunt pasibile. Mai mult ca atât, în laptele matern au fost descoperiți deja anticorpi, drept că într-o cantitate mult mai mică decât anticorpii pe care îi are mama. Acești anticorpi sunt transmiți și sugarului, prin aceasta formându-se o așa numită imunitate pasivă și este o acțiune benefică și asupra copiilor și asupra mamelor, dar în același timp recomandăm și nu obosim să spunem acest lucru, că cunoaștem că virusul SARS-CoV-2 se transmite anume prin contact direct, prin aerozoluri și mama trebuie să se protejeze foarte bine, nu că să se protejeze, să-și protejeze copilul, contactul cu copilul, mai ales atunci când presupune că ține boala sau că ar putea fi infectată, să aibă o grijă foarte, foarte mare ca să nu-și infecteze copilașul. Mm-hmm. Vaccinarea ar putea încetini sau stopa procesul de lactație? Ar putea interveni din acest punct de vedere negativ? Este de asemenea un mit. Sunt multe alte procese care ar putea
încetini procesul de lactație, începând cu anumite dereglări hormonale, începând cu stresul, cu temperatura de afară, la o temperatură mai ridicată și multe, multe altele, ele de la sine pot încetini procesul de lactație. Și atunci, dacă femeia fie are COVID, fie este vaccinat, întotdeauna se încearcă a face parcă o asociere anume cu acest moment, ignorându-se celelalte momente care ar putea conduce la suprimarea lactației la femei. Aceeași situație aș vrea să o menționez și în legătură, foarte des suntem întrebați dacă totuși este posibil de administrat vaccinul în timpul sarcinii, atunci în ce perioadă este cel mai bine de făcut acest lucru. În primul trimestru de sarcină, eu am vorbit deja despre faptul că și așa se întâlnește un procent anumit de întreruperi de sarcină, avorturi spontane, din diverse cauze, și hormonale, și infecțioase, și multe, multe alte cauze, genetice, epigenetice. Și atunci psihologia omului și mentalitatea este următoare. Dacă în această perioadă ar mai fi administrat și vaccinul, atunci marea majoritate ar pune această întrerupere de sarcină nu pe cauzele celelalte de întrerupere, dar anume pe vaccin. În același timp, astăzi eu am spus la început și mai repet încă o dată că nu sunt studii relevante, studii la distanță despre toate momentele și despre influența virusului și despre influența vaccinului. Lucrurile acestea noi le vom vedea în timp. De aceea, în prima perioadă de sarcină, până la terminul 12-14 săptămâni, când se formează toate organele și sistemele viitorului copilaș sau copilașului, ar fi bine să evităm administrarea vaccinului anume în această perioadă și să o lăsăm pentru un timp puțin mai deplasat, adică după 14 săptămâni de sarcină și în trimestrul 2 și 3 de aceasta ar fi așa părerea unanimă a specialiștilor în domeniu. Haideți să revenim atunci la femeile care alăptează. Da. Până în prezent nu au fost depistate cazuri în care erau complicații asupra procesului de alăptare în urma vaccinării. Vreau să vă spun că studii cu privire la alăptare izolat sunt studii foarte puține, dar nici unul dintre ele, ceea ce este publicat la moment, nu vorbește despre faptul că ar fi o acțiune negativă a vaccinării asupra procesului de lactație sau ar surveni careva complicații la noi născuți în urma administrării laptelui de la o mamă vaccinată. Asta și am vrut să vă întreb. Sugarii nu sunt supuși? Nu sunt supuși. Niciunui risc? Dacă mama a fost vaccinată. Mai mult ca atât, după câte observați și dumneavoastră, toate studiile, cercetările, dar și recomandările organismelor internaționale versate în domeniu, întotdeauna ne vorbesc despre faptul că trebuie de cântărit foarte bine riscurile și beneficiile unuia sau altuia proces, inclusiv și procesului de vaccinare și la femeile gravide și la cele care alăptează. Și este clar, este dovedit că beneficiile depășesc cu mult cele riscuri care sunt invocate în domeniu. Dar este dreptul omului să pună sub anumite semne de întrebare anumite procese, pentru aceasta suntem și noi aici, ca să informăm corect populația despre anumite procese care se desfășoară în legătură cu vaccinarea. Toate vaccinurile prezente în Republica Moldova sunt eficiente pentru a proteja femeile însărcinate și pot fi utilizate în cazul acestora pentru femeile care alăptează. Nu există un vaccin anume recomandat pentru această categorie de persoane, corect? Da, eu am făcut referire anterior la faptul că vaccinurile care sunt înregistrate și care sunt administrate inclusiv și în Republica Moldova, însăși prin instrucțiunea de la producător,
Este stipulat faptul că ele nu sunt contraindicate femeilor însărcinate și femeilor care alăptează. Este responsabilitatea, în primul rând, a producătorului, mai mult ca atât. În acest domeniu s-au făcut studii mari, până a fost acest tip de vaccin înregistrat la diverse niveluri, dar și practica cotidiană ne demonstrează că nu au fost, inclusiv și în Republica Moldova, nu au fost atât reacții adverse, cât și efecte nocive la administrarea vaccinurilor la acest contingent de femei. E adevărat că nici experiența nu este atât de mare, nici anul n-a trecut de când s-a început vaccinarea. Eu totuși sunt de părerea că multe lucruri vor evolua în timp și le vom vedea în timp, dar ceea ce avem la moment nu ne-ar da anumite motive de îngrijorare pentru viitor, pentru acest segment. Mm-hmm. Ce mesaj aveți pentru această categorie de persoane și care amână vaccinarea împotriva COVID-19? Și în general pentru populație. Eu vreau să vă spun că atunci când s-a început etapa de vaccinare, eu și familia mea am fost, cred că, printre primii care ne-am vaccinat, pentru că fiind medici, lucrând în sfera medicală, văzând în ochii noștri cum s-au îmbolnăvit și chiar s-au dus în lumea celor drepți colegii noștri, suntem de părerea că anume vaccinul este salvarea omenirii de această pandemie. Și cuvintele despre formarea unei imunități colective nu sunt cuvinte goale, ele au un substrat științific foarte pronunțat. Aș face un apel către toată lumea care ezită, care nu dorește, care are anumite fobii și anumite dubii, să se informeze foarte, foarte bine și până la urmă să se vaccineze, pentru că vaccinurile totuși sunt o salvare a omenirii în timpul de față și o salvare a propriei vieți și a familiei proprii. Uhum. Acum vom răspunde la întrebările urmăritorilor. Cineva ne întreabă dacă vaccinarea este contraindicată femeilor însărcinate. Am răspuns deja la acest moment. Nu este contraindicată. Și am vorbit câte ceva și despre termenii pe care i-am recomandat ca femeie să se vaccineze. Uhum. Mai aveți alte informații de adăugat? Cam aceasta vreau să încă o dată să reiterez faptul că informația pe care o plasăm în spațiu public, ea trebuie să fie foarte bine verificată, foarte corect, bazat pe studii științifice și, în primul rând, această informație trebuie să fie prezentată de către specialiști în domeniu. Iar populația, pe toți cei care ne ascultă, i-aș încuraja ca să asculte specialiștii și să le urmeze sfaturile. Mai exact, să ne informăm din surse, sigure verificate, oficiale. Da, și relevante. Da, vă mulțumim tare mult pentru că ați urmărit această sesiune live. Vaccinați-vă împotriva COVID-19 și haideți împreună să oprim pandemia. Vă mulțumim, doamnă Cernițchi, pentru toate informațiile acordate. Da.